Nepota lui Fane, spăitorul Gheorghe Cezar, a fost reținut de polițiști după ce a șantajat și bătut o tânără de 21 de ani. Femeia, angajată a unei televiziuni, voia să renunțe la relația pe care o avea cu bărbatul. Detalii are Ramona Păuleanu. Ramona, cum a fost prins bărbatul? Bună ziua! Timp de 4 luni de zile, Cezar a amenințat-o și a cerut 3.000 de euro ca să o lase în pace. Nu s-a oprit însă aici, a prins-o pe tânără într-un mall din capitală și a bătut-o foarte rău. Abia atunci aceasta a depus plângere împotriva lui. Polițiștii și procurorii au organizat un flagrant, astfel că ieri, când nepotul interlopului s-a dus la casa fetei și a cerut 1.000 de euro ca să nu mai încaseze și alte bătăi, a fost reținut de polițiști. Urmează să fie prezentat parghetului de pe lângă judecătoria sectorului 3 cu propunere de arestare preventivă și urmează să fie cercetat pentru loviri, șantaj, dar și alte violențe. Ramona.